Stimați colegi, onorată asistență, stimate domnul director al Spitalului Clinic Republican, membrii catedrelor, familii, deci, comemorarea înaintașilor noștri a devenit o tradiție pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu și iată, în săptămâna aniversării a 75 de ani de la fondarea Alma Mater, Universitatea vine cu un accent pe aprecierea, remarcarea și înveșnicirea unei personalități notorii, unui profesor, doctor habilitat, academician, om de stat, Vladimir Hoteneanu, care a fost un coleg al nostru, a fost un membru al Alma Mater al Universității de Medicină și iată astăzi, la 1 octombrie, în această zi de toamnă, noi toți veneam să-l felicităm cu ziua de naștere. Astăzi, academicianul, profesorul Vladimir Hoteneanu ar fi împlinit 70 de ani. Și în această zi, pentru dumnealui, pentru familie, pentru colectivul Catedrei Chirurgiei numărul 2, pentru colectivul clinicii Spitalului Clinic Republican, este o zi foarte însemnată. O zi însemnată că ne aducem aminte de cel care a fost Vladimir Hoteneanu. A început activitatea sa de la asistent universitar, trecând toate treptele posibile, conferințiar, profesor, doctor habilitat, academician al Academiei de Științe al Moldovei, viceministru, ministru, parlamentar. Aceasta a făcut o onoare și universității noastre. Vladimir Hoteneanu a fost o personalitate multilateral dezvoltată. Abilitățile de profesor, de pedagog, le cunoaștem cu toții. Era un orator foarte bun. În jurul lui strângea publicul, citea prelegerile la studenți, rezidenți, medici la educație medicală continuă. Dumnealui a fost și un chirurg extraordinar. El a fost unul din pilonii care a dezvoltat știința și clinica chirurgicală, implementând numeroase proiecte, metode de tratament, atât în Spitalul Clinic Republican, aici unde s-a aflat clinica, catedra dumnealui, cât și în spitalele din Sistemul de Sănătate din Republica Moldova. Printre metodele implementate, cele mai contemporane, cea mai remarcabilă a fost implementarea transplantului de organe și în special transplantului de ficat. În afară de aceasta, profesorul Vladimir Hoteneanu a fost și un om de știință. Cele peste 700 de lucrări științifice, științifico-didactice, manuale, monografii, cărți, brevete de invenții și multe, multe altele. Sub cununa profesorului academicianului Vladimir Hoteneanu au susținut teza de doctor în medicină 29 de persoane. Toți discipoli, mare majoritate, care activează în sistemul de sănătate din țară, în clinicile chirurgicale și în special în Spitalul Clinic Republican. 5 teze de doctor habilitat în științe medicale. Vladimir Hoteneanu
a avut și o activitate extracurriculară, începând la diferite posturi în Universitatea de Medicină, prorector pe activitate clinică, care am managerat toată activitatea clinică a clinicilor universitare din universitate. Dumnealui a avut o deosebită valoare, fiind și conducător al sistemului de sănătate, fiind viceministru al sănătății, fiind și ministru al sănătății și sigur că fiind parlamentar, deținând mai multe funcții în, ca președinte a comisiilor parlamentare pe medicină, comisii parlamentare pe educație. Toate acestea, dumnealui le-a făcut într-o perioadă de peste 40 de ani de activitate în Alma Mater. De aceea, această zi, acest eveniment, este foarte important pentru noi toți, pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, pentru Spitalul Clinic Republican, pentru Sistemul de Sănătate de Republica Moldova, prin deschiderea acestui bazorelief în incinta Clinicii Chirurgiei numărul 2, în incinta Spitalului Clinic Republican, unde studenții de la Universitatea de Medicină își fac activitatea practică, unde medicii din țară, din Republica Moldova, își fac studiile postuniversitare. Acest bazorelief o să fie un semn educațional foarte important pentru tinerile generații, pentru generațiile următoare. Onorată asistență, permiteți-mi să deschidem acest bazorelief și le propun, deci, continuitorului catedrei chirurgiei numărul 2, domnului profesor Adrian Hotineanu, și cu discipulul său să dezvăluiască această placă comemorativă. Autorul acestui bazorelief este Octavian Romanescu, artist emerit al Republicii Moldove. De aceea, din numele Senatului, din numele comunității universitare, din numele conducerii Spitalului Clinic Republican și Clinicii Chirurgiei numărul 2, stimate domnule Octavian, vă mulțumesc pentru această lucrare frumoasă care va rămâne în amintirea tuturor, deci celor care l-au cunoscut pe domnul Vladimir Hotineanu. Acest eveniment de suflet rămâne un model demn de urmat pentru viitoarele generații. Onorată asistență, mitingul consacrat dezvăluirii bazoreliefului academicianului, profesorului, colegului Vladimir Hotineanu se declară deschis. Cuvânt se oferă directorului Spitalului Clinic Republican, domnului Andrei Uncuță. Stimate domnule rector, stimați profesori, dragi colegi, probabil că este un eveniment foarte important pentru Spitalul Clinic Republican Timotei Moșneagă, când în această zi comemorăm memoria profesorului academicianului domnului Vladimir Hotineanu. Marcăm această zi, ziua de naștere a dumnealui, anume prin inaugurarea acestei plăci în cadrul spitalului, unde dumnealui și-a desfășurat marea parte a activității sale profesionale. Este important de spus că de la inaugurarea Spitalului Clinic Republican, în incinta Spitalului Clinic Republican, în permanență de la început, au fost baza clinicilor universitare a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu,
și anume profesorii și colaboratorii universității au fost acei piloni care au stat la baza dezvoltării multor domenii medicale în cadrul spitalului. Domnul Vladimir Putineanu este pilonul, este personalitatea complexă care a stat la baza dezvoltării anumitor componente și compartimente deja contemporane la etapa venirii domniei sale în cadrul Spitalului Clinic Republican, care fiind nu numai că profesor, academician, dar fiind și om de stat, participând activ la deciziile și actele normative pentru dezvoltarea sistemului sanitar din Republica Moldova, a contribuit personal la dezvoltarea multor domenii în cadrul chirurgiei, inclusiv la inițierea și dezvoltarea proiectului construcției blocului chirurgical al Spitalului Clinic Republican, care este acum o platformă modernă pentru dezvoltarea multor metode chirurgicale în cadrul spitalului. De remarcat faptul că un profesor, academician, un om emerit se remarcă prin discipolii săi și prin școala care rămâne și continuă activitatea după plecarea dumnealui și vrem să remarcăm că domeniul de chirurgie abdominale, domeniul de chirurgie hepatobiliopancreatică a avut o dezvoltare vertiginoasă în această perioadă de timp și discipolii săi continuă acea dezvoltare și platformă care a fost creată de dumnealui. Este un exemplu acest eveniment a zilei de astăzi de memorie pentru personalitățile marcante din Republica Moldova. Este o filă extrem de importantă pentru dezvoltarea științei și artei medicale în cadrul Spitalului Clinic Republican. Vreau să remarc complexitatea activității dumnealui și prezența la acest eveniment a multor discipoli, profesori și colegii noștri din cadrul Spitalului Clinic Republican, vineți încă o dată importanța și valoarea acestei personalități, Vladimir Putineanu. Mulțumesc! Cuvânt sau cu feră colegului de breaslă, de clinică, domnului Vladimir Kozakov, profesor universitar. Domnule rector, mulți stimați colegi, domnul profesor, astăzi este o zi aparte. Comemorăm și deschidim barierul domnului profesor Vladimir Putineanu, academician, șef de catedră pe parcursul a 27 de ani în Catedra Chirurgiei numărul 2. A fost o personalitate notorie, cu un trend ascendent de creștere, așa cum s-a notat, a terminat școala primară cu mențiune, doctorantura în Moscova, după care revine și face doctor habilitat sub conducerea preposatului Pavel Fiodor Bâtcă, abdomen acut, tratamentul peritonitelor în metodă deschisă. Pe parcursul acestor ani ca să de catedră am avut o onoare deosebită, atât eu cât și întreg colectivul, să învățăm multe, multe de la el. A avut o preocupare deosebită de chirurgia tractului digestiv. Cu predilecție s-a ocupat de tratamentul bolii ulceroase, introducând metode noi de tratament. S-a ocupat de tratamentul doar de anastazii, iar de nou metode noi de tratament. O atitudine deosebită a fost pentru colectiv, pentru tine. Începând din 2012, formează o echipă de tineri pe care se instruchează în București și în 2013 această echipă sub conducerea domnului academician
Vadim Hodineanu face primul transplant hepatic în Republica Moldova. Pe parcurs au mai fost și alte transplante, la moment echipa este formată și transplantologia se dezvoltă în continuare. A avut o dragoste deosebită față de pacienți. Toți care suntem aici, suntem elevii, suntem discipolii domnului academician. Ne-am învățat foarte mult ce înseamnă să vezi pacientul, ce înseamnă să prevezi complicațiile postoperatorii, ce înseamnă să lucrezi în chirurgie. A avut și un viciu. Viciul acesta a fost dragoste de nou. Nu știu cum era dat. Vedea cu 2-3 pași înainte, știa ce trebuie să fie peste un an, peste doi în clinică și pregătea noi tineretul pentru pași noi în dezvoltarea chirurgiei. A fost un profesor aparte, a fost iubit de studenți, de rezidenți, de doctoranți, despre care s-a vorbit, că a avut doctoranți, a fost conducător la mulți doctoranți și doctori habilitați în medicină. Nu l-am văzut să lipsească, cel puțin, nici sâmbătă, nici duminică din clinică. Știa primul ce trebuia să facă, să vie în clinică, să vadă pacienții și după aceea se ocupa cu știința, cu doctoranții. Vie amintire, domnul academician, profesor Hodineanu, Dumnezeu să-l ierte, să ne ierte și pe noi, domnul. Cuvântul oferă discipolului domnului profesor Anatol Cazac, conferințiar, șef secției. Onorată asistență, astăzi este o zi deosebită în memoria domnului profesor Vladimir Hodineanu. Am prima interacțiune cu dumneavoastră, am avut-o în anii de studenție, fiind student la anul 5, ulterior făcând studiile, eu și colegii mei în rezidențiat, sub ghida domnului profesor Hodineanu, am însușit artele chirurgiei, însușim o gamă largă de intervenții chirurgicale efectuate, unele din ele pentru prima dată în Republica Moldova. Unele din ele gândite și implementate însuși de către Maria sa. Domnul profesor Hodineanu, posedând vaste cunoștințe, participam la discuții foarte detaliate despre starea pacienților celor mai gravi din Republica Moldova, care erau concentrați în clinica noastră. Fiind un cercetător de frunte, în 1997 a fondat Laboratorul Cercetări Științific și Chirurgie Reconstructivă a Tractului Digestiv, care se ocupă cu cercetări clinice și în rezultatele acestor cercetări fiind raportate la diferite forum naționale și internaționale, unde domnia sa era acasă, fiind apreciate cu medalii de aur și argint la Bruxelles, România, Republica Moldova. Trebuie să le blocăm cumva, nu le-am gătit. Domnul profesor Vladimir Hodineanu, Maria sa, fiind un familist foarte bun, cunoștea problemele fiecărui discipul, știa să ne îndrumeze, ne-a învățat să scrim lucrări științifice, să ne susținem la diferite rapoarte, la diferite forme. Discipolii domnului profesor Hodineanu activează actualmente în clinicile din Republica Moldova și departe de peste hotarele ei, ducând faima chirurgiei basarabene. Domnul incontestabile sunt succesele domnului profesor pe tărâmul chirurgiei, o ramură a medicinii, dar
și în cele omenești, că a fost un om de omenie. Domnul Păteneanu a fost etalonul unui chirurg, om, cetățean, dascăl a Republicii Moldova. Cuvânt se oferă domnului Octavian Romănescu, deci celui care a elaborat această sculptură, acest bazorelief. Poftiți! Bună ziua, onorat asistență, director. S-a vorbit foarte multe lucruri, într-adevăr, cum a fost părintele domnului Păteneanu. Exact, și eu cum am lucrat după o serie de poze și, de fapt, în fiecare poză era parte tot altfel. Eu mi-am făcut așa o... Credeam că din diferite stări, ca un politician, un medic, de bunătate, și am încercat să fac acest bazorelief, să redau o stare care să fie neutră, așa cum era în moment, poate de odihnă, poate de pauză. Nu a fost ușor, pentru că, într-adevăr, e foarte multe informații, foarte astea, și vrei să le redai toate uneori, cam nu poți. De ce am ales poza asta? Poate fi la o vârstă mai tânăr, ca să rămână așa în sufletele noastre, așa, într-adevăr, cu când era el ca om. Dacă se întâmplă minte, îmi pare rău că atât de vreme a plecat, pentru că nu putea să facă încă multe, multe lucruri. Onorată asistență, academicianul profesorul Vladimir Hotineanu va rămâne veșnic viu în memoria celor care l-au cunoscut, în memoria colegilor, în memoria discipilor și noi, cei care l-am știut, cel care ne-a fost învățător, cel ce ne-a fost, deci, alături de noi, a fost coleg și prieten. De aceea, acest bazorelief, această zi, acest eveniment va rămâne de o importanță deosebită în dezvoltarea culturii, în dezvoltarea științei, în dezvoltarea clinicii medicale de Republica Moldova și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu. Vă mulțumim la toți pentru prezență. Dintr-o parte, într-un fel. Din altă parte, e alt fel. De aici, e alt fel. O zi bună în continuare la toată lumea. Și de unde?